Stimați cetățeni, doamnelor și domnilor deputați, Republica Moldova, când a obținut independență, avea o economie diversificată, bazată pe agricultură, industrie alimentară, industrie textilă, ansamblare, de tehnică agricolă, etc. Dar trecerea de la economia planificată centrală la cea de piață funcțională s-a dovedit a fi un proces mult mai complicat și uh, mult mai. Uh, anevoios decât au crezit, au, se crezuse inițial, deoarece a trebuit ca acest proces să aducă restructurări profunde în activitatea tuturor ramurilor economice. De reforme profunde avea nevoie atunci noul stat, cum se dezvolte economia și cum și care vor fi ramurile prioritare pentru dezvoltarea. Din păcate, hoții au înțeles repede că se pot îmbogăți furând bunul public prin scheme de privatizări în anii 90, iar mai târziu, prin parteneriate publice-private, unele cu succes și-au făcut averi colosale. După fiecare scrutin electoral, pe furiș, prin lăstăriș, cum se spune prin popor, au dispărut mai multe bunuri din proprietatea statului. În, anii, în anul 1994, când au avut loc alegeri, au dispărut proprietăți prin privatizări cu bonuri. Unde, unde anumite acțiuni au fost cumpărate, și oamenii au fost nevoiți să plătească de două ori. Prima oară au plătit când le-au fost repartizate bonurile, a doua oară au plătit când au dat bonurile. Astfel s-a făcut că, prin faptul că în loc să devină proprietari a anumitor bonuri, ei încă au plătit bonuri pentru oameni și după care că le-au dat pentru dezvoltare, iar au mai plătit mai departe. Iar aceste bonuri care au fost plătite, cu tipurile să se împroprietărească, astăzi noi nici nu avem măcar unde sunt aceste registre. Au dispărut și astăzi noi avem și modificări de lege, unde, alta, cum aceste acțiuni să reintre în proprietatea statului, iar statul să le revândă înapoi. Apoi au venit alegerile din 1998. Au fost primele tentative de a-și atribui acțiuni de la Banca de Economii. Acțiunile întreprinse atunci au permis mai târziu, adică în 2014, să scoată din sistemul bancar și rezervă valutară peste un miliard de lei, peste un miliard de dolari. Dacă vom urmări fiecare scrutin electoral, parlamentar, vom vedea că în timpul campaniilor electorale se mai privatizează ceva, se mai fură ceva. Astfel, practic, fiecare campanie electorală este o campanie și de privatizare și de hoție a bunurilor de stat. În 2014 a fost Banca de Economii. Și rezerva valutară, aeroportul, Chișinău, prin scheme foarte simple, concesionare, preluare, când toată lumea era în plină campanie electorală și încercau să găsească soluții sau să convingă lumea să fie votați, băieții șmecheri se aflau la butoane și au furat și aceste bunuri din proprietatea statului. Desigur că nu putea să fie o excepție și alegerile parlamentare din 2019 când oamenii erau cu ochii pe campania electorală, printr-un parteneriat public-privat care s-a desfășurat cu abateră de la legislație, deci au fost date în concesiune și gărele de deci auto. Practic, putem spune astăzi că cranicul de la gărele auto pot anunța cu succes. Stimați cetățeni, vă aflați în gara furată. Vă dorim călătorie plăcută până la următoarea schemă de hoție. Astăzi oamenii practic se tem de alegeri anticipate, se tem de alegeri din simplu motiv că în plină campanie electorală să nu mai dispară un bun. Noi suntem convinși că dacă nu și-ar fi băgat mâna în bunurile statului, noi astăzi am fi avut o altă economie. Băieții șmecheri n-au pus creierul mișcare, cum să deschidă locuri de muncă, afaceri care se producă pentru ei a fost mult mai simplu să-și atribuie ceea ce de mult era construit la bani din nimic, să devalorizeze prețul lor, așa cum a fost cu, hotel, cu hotelul Codru, dar și cu alte bunuri, da, în care noi, în loc aceste bunuri, aceste bunuri să fie vândute la bani grei pentru a da un nou imbol dezvoltării economiei Republicii Moldova, noi am avut iarăși o nouă hoție. Pentru Republica Moldova, hoția este principalul pericol în dezvoltare. De ce estimați cetățeni atunci când intrați în gara Cinău sau în alte gară din centrul raional, gândiți-vă că mai plătiți 10% pentru hoți. Mersi mă.